A doua etapă este depilarea, a treia etapă este proba de dans, a patra etapă dialoguri umoristice, care copiii au pregătit tema de acasă, și în ultima etapă un mic interviu, unde copiii vor da dovadă de cunoștințe. Deci, concurs avem, juriu avem, un public minunat avem, care ne va susține și ne va aplauda și să înceapă concursul. După cum am anunțat, este anunțiere pentru întâi numărul 1. Următoarea probă, am spus că următoarea
bravo și se dă în jurul și mă râsă la toate, n-am să facă. Trebuie să ridică care echipă a să demonstreze cine mai frumoasă figuri de dans. Da? Fiți atenți, domnișoara mea din Zapărie este muzicant. Da? Fim atenți? E de bine și... și bun. Ne-am băiat de proporțiune!
concurenții cu numărul 1, dar acum eu vreau să cer cu concurenții cu numărul 2. Așa. Eu vreau să-mi spui, ce știi despre măciuc? Măciucul e măciucul alb și unul roșu. Sunt de diferite forme și mărimi. Brava! Care este semnificația culorilor? Alb se ridică de mare și roșu se ridică prin diventurile primăvării. Brava, mulțumesc! Când se dăruiesc măciucul? Când se dăruiesc măciucul? Și cum să fie mai mult și alții, da? Să vă mulțumesc și celor apropiați. Brava! Iată, suntem din numărul 1. Ce știi despre primăvară? Nu știu despre primăvară. Este cald. În tot pătările încălătare, mare ciocii. Nu știu, brava, mulțumesc! Care sunt bune din primăvară? Nu, că tot.